O nouă sesiune de primire a proiectelor pentru înființarea activităților non-agricole în zone rurale s-a deschis de astăzi. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale oferă posibilitatea dezvoltării unor astfel de afaceri. Cererile de finanțare se pot depune până la 31 ianuarie. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale oferă oportunități de dezvoltare a mediului de afaceri în județul Mehedinți, program special creat pentru fermieri sub măsura privind înființarea unor activități neagricole. Este creată pe mai multe etape și necesită respectarea mai multor criterii. Primul criteriu pentru a aplica la această măsură este să ai un minim un PFA, un II sau un SRL deschis în mediul rural, cu punct de lucru și sediu social în mediul rural, să nu fi desfășurat anterior această activitate sau activitate conexă, după care ești favorizat dacă ești fermier și să desfășori cu prioritate o activitate de producție. Potrivit autorităților, suma totală disponibilă pentru investiții este de 50 de milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor este de 25 de puncte. Specialiștii în atragerea fondurilor europene confirmă faptul că în județul Mehedinți avem zone cu potențial ridicat de dezvoltare prin finanțare europeană. Este vorba despre Zvinița, o comună în care fondurile europene se pliază pe orice domeniu, indiferent dacă este vorba de inițiative agricole, non-agricole sau turism. Sunt prioritizate activități de recreative în localitățile cu potențial turistic foarte ridicat, atenție, foarte ridicat. Avem o singură localitate, vă rog să țineți cont de asta, oricine depune să țină cont de faptul că doar localitatea Zvinița din județul Mehedinți este cu potențial turistic foarte ridicat, cu resurse naturale și antropice, ceea ce dă punctaj posibil de finanțat. După care sunt activități medicale sau activități sociale în mediul rural și activități productive. Atenție, foarte mare atenție la aceste punctaje de calificare. Nu depuneți proiecte dacă nu aveți un punctaj potrivit pentru a vă finanța proiectele. Solicitanți eligibili pentru sprijinul financiar sunt fermierii sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural.